dragostei. Atac dur la adresa concurenților. Bianca e un gunoi. Jador se victimizează. Punct. Andreea o plică de la puterea dragostei și a făcut deja o părere despre concurenți și le-a adus acuzații grave după ce Bianca și Jador au atacat-o. Andreea o plică de la puterea dragostei a făcut un live pe contul ei de Instagram, unde a vorbit despre concurenții din casa puterei dragostei și le-a adus acuzații grave. Andreea Oprica de la puterea dragostei, atac dur la adresa concurenților, Bianca e un minun, Jador se victimizează. Andreea a intrat de curând în emisiunea puterea dragostei și deja a avut foarte și de primele conflicte. O să vorbesc de Bianca, norocita sa care se documente și de fapt este falsă. Acuzații în condițiile în care nu era nici era în măsură să mă judece pe mine, pentru ce pe se aud lucruri foarte grave despre ea. Ea a avut o relație intimă cu un concurent în condițiile în care nu era împreună și a fost un ultim băieț în casă de pe o zi de alta. A venit să mă acuze că mi-am lăsat fostul iubit să vin în emisiune, virgulă a spus Andreea în videoclipul transmis live pe Instagram. Andreea Oprică spune că ea nu a venit în emisiune pentru faimă așa cum au venit ceilalți concurenți, deși nu crede că își va găsi sufletul pereche. De altfel, ea este de părere că Bianca și Liviana ar trebui să plece din casă pentru a-și continua relația afară. Pe lista concurenților falși se află și Jador. Înainte de a vorbi despre concurenți, Andreea a spus că a ales să vorbească public pentru că a fost atacată și a decis să își spună punctul de vedere. Jador a spus că am venit aici pentru faimă, să-mi urmăresc anumite scopuri, că vreau să ajung vedetă. De ce, Jardel, ți-am găsit să mă apuci pe mine? Crezi că îți voi pentru bine? A venit în emisiunea victimizându-se. A mai adăugat Andreea Oprică.